Teatru bun, că în România nu se scrie teatru. Din păcate, nu se scrie teatru bun. Și cei câțiva dramaturgi care nu sunt în lumea scriitorilor, pentru că sunt tot din lumea teatrului, dar și le pun singuri în scenă, cum e Gianina Cărbunariu, ea și le pune întâi în scenă pentru că știe cel mai bine, sau alții scriitori, bine, în general. Teatru bun, să știți că trebuie să fie bună literatură. Să fie literatură bună, figură. De câte ori am dramatizat câte ceva, eu am cam sărit peste dialoguri și am pus în valoare mai mult monologele interioare, descrierile de natură, descrierile de spații. Asta le-am folosit în teatru și chiar spuse cu cuvinte, cuvintele autorului. Mă refer la Tigna de Otilo Borniș, că e un roman pe care îl știți cam toți. Acolo, cea mai mare, spectacolul ține 3 ore. Romanul avea 314 pagini românește. Cum l-am dramatizat, am luat crăunul și am subliniat jumate din roman. Asta a fost dramatizarea, pentru că nu aveai cum atât de bună literatură era, încât era milă să nu folosești toată materia aia, adică toate monologele interioare ale personajului. Lucruri care orice om clasic de teatru ar zice că nu sunt teatru și nu țin oamenii cu fundul pe scaun într-o sală de teatru. Ba da, pot fi contrazis aceste idei foarte ușor. Oamenii stau în sală dacă e o treabă emoționantă, bine făcută, dacă e literatură bună. N-am fost niciodată considerat un om al cuvântului în lumea teatrală românească, pentru că mai mult mă jucam cu imagini, mai mult tăiam din clasici, mai mult... cu vârsta, cred că am început totuși să acord mai multă importanță. Am început, cum spunea și ea, cu Blue Escape, cu Black Milk, cu lucruri scrise de Lori Anderson, erau textele Lori Anderson, după aia Saviana Stănescu scrisese Black Milk, o scriitoare care acum trăiește în America și care atunci, în anii aia, era oarecum în vogă în România. Dar acum simt nevoia de cuvinte, de fraze frumoase, de literatură bună, pe lângă imaginile din teatru. Citesc foarte mult teatru contemporan european, cu asta am ocupat timpul, timpul lecturii, citind piese contemporane din toate țările Europei. Mai puțin din spațiul american, dar nu e prejudecată, sunt alți regizori care se ocupă la noi de această zonă. Și cunosc bine cum se scrie, ce se scrie în literatura Europei. Chiar îmi plac nume necunoscute, oameni care nu s-au lansat încă nici în, doar în țările lor, să zicem. Și se scrie bine. Nu e o criză în acest moment. Se scrie bine doar că trebuie să știi unde să cauți în mulțimea de texte.